Salut, dragi prieteni! Se pare că pentru ruși vine o primă veste proastă în Ucraina. Se pare că chiar pe frontul de sud, unde au avut și ei succes, un tank le-ar fi fost furat de niște țigani, bă. Cred că la Putin i-a căzut foarte rău când a auzit așa ceva. A venit niște mai multe confirmări că în satul Lyubimovka din regiunea Herson, acolo în apropiere de Nova Kakovka, țiganii ar fi furat un tank rusesc. Incredibil, bă! Singura zonă unde au avut și ei succes cu ofensiva și iată, este umbrit acest succes, e umbrit de furtul unui tank, bă! Dați seama, un T-72, bă, care are undeva aproape de 50 de tone. Bă, dacă îl dau țiganii la fier vechi, gândiți-vă, bă, e un leu kilogram. M-am interesat că am avut și eu niște vechituri de vândut. Un tank de aproape 50 de tone ar veni undeva aproape 1000 de euro. Gândiți-vă că rușii au cheltuit poate sute de mii de dolari sau poate un milion, bă, ca să fabrice tankul ăla, să-l doteze cu muniție. Și ăștia, bă, o să-l dea la fier vechi, bă, și o să iau 1000 de euro pe el. Incredibil, bă. Nu mi-a venit să cred, bă. Până la urmă a apărut și un filmuleț cu tankul. Îl trăgea un tractor. Probabil și tractorul furaseră de undeva. Totuși, românii nu ar trebui să râdă de ce au pățit rușii. În urmă cu câțiva ani, s-a furat tot așa un tank dintr-un poligon undeva în județul Sibiu. Au mers într-o noapte cu flexul și l-au tăiat. Noroc că nu era un tank funcțional, era mai mult de decor sau poate că îl foloseau ca țintă. Totuși, se pare că hoții noștri au învățat și pe aia din Ucraina cum să procedeze cu tankurile. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal!